funcționează. Bună ziua! La Raja totul funcționează. Da, bună ziua tuturor, bine ați venit la Onești. Mă bucur să fim împreună astăzi oneșteni, constanțeni, buni români, oameni care știu, vor și fac bine pentru semenii lor. Vreau să vă spun că sunt foarte emoționat și mândru totodată. Este un proiect care va rămâne în istorie, în istoria Oneștiului. Este un proiect la care am participat împreună cu colegii mei din Consiliul Local și pentru care eu personal m-am zbătut foarte, foarte mult. Nu m-am zbătut singur. Mi-au fost alături oameni dragi, oameni care au înțeles că mai presus de orice trebuie să fie grija pentru om. Vreau să vă spun că în municipiul Onești de-a lungul anilor s-au făcut foarte multe lucruri bune, dar s-au făcut și foarte mari greșeli. E iată că noi, începând cu 1 iunie, îndreptăm o mare greșeală făcută oneștenilor. O greșeală care nu trebuia să mai dăinuie mult pe aici și facem ceea ce cred că era bine să se facă de demult. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut-o noi acum. Este mai bine, mai târziu decât niciodată. Dacă dumneavoastră de cei de la Raja obișnuiți să spuneți Raja este compania mea, eu obișnuiesc sau spun sau voi obișnuiți să spun de astăzi încolo, Oneștiul este orașul meu. Este un oraș în care m-am născut, în care m-am educat, în care am crescut și un oraș care îi dau tot ce pot eu mai bun. Și cred că pot destul de mult să retăm oarecum demnitatea acestor oameni care se spălau dimineața 3 ore, seara 3 ore, mergeau cu bidoane să ia apă ca să bea, să-și spele copiii, să aibă grijă de gospodărie. Nu se mai poate trăi așa. Noi astăzi facem un lucru mare împreună și țin să mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să facem acest efort. Sper că nimeni de aici și nimeni din Onești nu este supărat că ne iese treaba asta. O treabă care este foarte importantă pentru noi. Vreau să vă spun că nu cu surprindere, ci m-am bucurat să văd în Consiliul Local o atitudine care pe mine mi-a dat încredere că trebuie să merg mai departe în toate proiectele care mi le-am propus și toți consilierii locali din toate partidele politice, într-un moment foarte important pentru Onești, au înțeles că trebuie să fim uniți. Țin să le mulțumesc încă o dată acum și să le... Dacă nu s-au convins deja până astăzi, eu zic că în mare parte s-au convins pentru că mi-au și spus lucrul ăsta, s-au convins. Vreau să-i asigur că ceea ce voi face eu în acest mandat de 3 ani au mai rămas de primar, voi face cu bună credință, voi face pentru oameni și voi face ceea ce este bine să facem, să ne dăruim timpul, sănătatea, tot ce avem noi mai bun pentru orașul ăsta care ne-a dat încredere unii să ajungem primari, unii viceprimari, unii consilieri, alții angajații primării municipiului Onești și mai nou, un partener la care eu țin foarte mult, pe care respect din tot sufletul, este vorba despre Raja. Am descoperit cu mare emoție și cu bucurie să constat că în România mai există și oameni de bună credință. Nu că România ar avea o calitate umană, eu știu, care poate fi contestată sau analizată dintr-un punct de vedere cu răutate, să zic cu rea intenție, dar oameni care... Uitați, lucrează pentru o companie de stat, o sumedenie de angajați, un număr foarte mare de angajați care se simt ca într-o familie, dar care au înțeles că în familie se muncește. În familie, ca să poți să ai ce să pui pe masă, în primul rând trebuie să muncești. Nu să doar să stai pe la conferințe de presă, să spui povești, ci să chemi oamenii la treabă, să-i pui la treabă, să facă sacrificii, pentru că altfel, fraților, nu se poate. Nu vor reuși nimic decât dacă înțelegem că trebuie să muncim și să fim eficienți la locul de muncă. Așadar, mă bucur că Oneștiul are o șansă mare în ceea ce privește această problematică cu alimentarea, poate și canalizare, în județul Bacău. Îmi pare rău să văd acum, pentru că alții încep să aibă probleme.
Eu nu mă bucur pentru cei care au probleme, din contra. Sincer, îmi pare rău. Țin să mulțumesc tuturor factorilor politici care s-au implicat în acest interval de timp, de când am demarat toată procedura cu Raja. Mi-au fost alături. Mă refer aici, în primul rând, președintului de Consiliu Județean, fost și actual, tuturor membrilor din Consiliul Județean. Așadar, dragilor, prieteni, stimați locuitori ai municipiului Ionești, dragi invitați, eu vă urez multă sănătate, să vă dea Dumnezeu putere să faceți în continuare bine ce ați făcut până acum și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumesc mult! Thank you.